Am văzut că v-a plăcut clipul cu aparatul de sudură standard, tot de la Evo Tools, așadar mai am încă unul standard pentru voi. Acesta este HGT675329, un aparat clasic de 160 de amperi. După cum bine puteți observa, este sigilat. O să-l desfacem împreună, să vedem cu ce vine în pachet și cum funcționează. Cred că este similar cu cel pe care vi l-am prezentat în clipul trecut. De fapt, nici nu știu dacă este sigilat, că văd că este dat așa un scotch peste el. Dar vedem cum arată în interior. Ba da, este nou. Avem protecțiile din polistiren, avem suportul pentru mască, mânerul de la mască, masca clasică. V-aș recomanda să vă luați o mască cu cristale lichide pentru un plus de confort. Iar aici, bineînțeles, aparatul, care este destul de greu. În pachet mai găsim manualul de utilizare, pe care vă încurajez să-l citiți, pentru că aici pe spate găsiți numărul de telefon gratuit și să-l păstrați. Este certificatul de garanție pe spate. Dacă aveți probleme, sunați la numărul acesta de telefon. Este un număr de telefon gratuit. Au început să-mi placă și aparatele de sudură clasice, pentru că funcționează bine, doar că consumul de energie este puțin mai mare decât al unui aparat de sudură de tip invertor și este, bineînțeles, mai greu. Și acesta cred că are cel puțin 15 kg, dar fix 15,2 kg, poate să sudeze cu electrozi între 2 și 4 mm, putere maximă până la 160 de amperi, ciclu nominal de sarcină 10%, clasă protecție IP21S. Aici pe el găsim câteva caracteristici de natură tehnică. Putem observa că construcția este destul de solidă. Metal în față, metal în spate, carcasa completă din metal, chiar și partea de jos, bineînțeles, din metal, picioare ca să stea în această poziție. Este dotat și cu ventilator pentru răcire. Are protecție la supra-sarcină, aici, când este supra-încălzit. Butonul de start-stop, iar aici avem rola de pe care putem să reglăm amperajul, cu indicatoare în partea de sus. 2 mm și 4 mm, 55 de amperi minim și 160 maxim. Cablurile sunt de 16 mm pătrați, grosime, din cupru, bineînțeles. Avem aici cleștele de fixare standard și cleștele port-electrod, care este cuprat. Haideți să vedem și ce lungime au, aproximativă. Văd că cel port electrod este mai lung, cu vreo 25 de cm, să zicem că undeva la 1,6-1,7 metri lungime totală. Acum haideți să facem și câteva teste. Nu prea sunt multe de zis despre el, este un aparat de sudură clasic pentru gospodărie, nici de cum profesional. Deja destul de învechite, aș putea zice, dar având în vedere că au un preț foarte accesibil și funcționează bine majoritatea, pentru o gospodărie normală, unde sudez din an în Paști sau o dată pe an, este nemaipomenit un astfel de aparat și nici nu este o investiție foarte costisitoare. Am pregătit aici un banc de teste, unde am mai testat azi mai multe aparate de sudură. Avem 3 invertoare testate deja, plus un aparat de sudură pe care l-ați văzut în clipul trecut. O să-l conectez la priză. Văd că a fost butonul deja pe pornit. De reținut aici faptul că cablul de alimentare până la aparat are undeva la 50 de metri, așadar s-ar putea să existe o anumită cădere de tensiune. Facem prima dată un test practic. Vreau să vedem cum se descurcă la sudarea unei țevi pătrate de 2 mm în grosime. O să o sudăm chiar aici pe capătul ăsta, așa. O să folosesc și un magnet de la Evo Tools, îl găsiți în diferite variante, mai mari, mai mici, mai puternici sau pentru lucrări ceva mai ușoare. Îl fixez aici pe poziție, punem cablul de masă, iar primul test o să fie făcut cu electrozi de 2,5 rutilici, așadar reglez amperajul pentru 2,5 mm, avem aici anumiți indicatori. Introducem electrodul în clește. Putem curăța puțin suprafața. Și îl pornim. Sună destul de tare, cred că îl puteți auzi. Haideți să vedem cum funcționează. O să iau acum magnetul. L-am punctat
în 3 puncte. Și acum haideți să vedem dacă pot să sudez fără să găuresc și cum sudează. O să mai fac încă o sudură aici. Face o sudură bună, ar mai trebui o mică corecție aici unde s-a găurit puțin, pentru că a fost spațiul destul de mare. Aici este o sudură bună, iar acum o să înlocuiesc electrodul, unul de 3,2 mm. Vreau să văd dacă pot să sudez fier de 2 mm cu el mai ușor, așadar o să cresc amperajul până în dreptul semnului cu 3.2. Ar fi undeva la 120 de amperi aici. Haideți să vedem cum se aprinde și cum poate suda. Se aprinde puțin mai greu față de un aparat de sudură de tip invertor, dar după ce se aprinde, duce foarte bine, nu a găurit, iar sudura arată ceva de genul acesta. O sudură corectă, cu pătrundere bună, fără să găurească și destul de rapidă. Acum o să mai fac încă una aici. După cum se poate observa, a ieșit o sudură foarte frumoasă, foarte bună, o sudură corectă, fără să găurim tabla. Îmi place cum arată, foarte bună. Am descoperit și de ce se aude sunetul acesta. Probabil nu stă foarte bine drept pe masă sau ar mai trebui verificate șuruburile. Dacă țin mâna pe el, nu se mai aude deloc carcasa. Se poate observa. Deci undeva, cred că în partea de jos, o mică tablă nu e foarte bine echilibrat pe masă și de aceea. Bun, acum să trecem și la un test mai puternic, făcut în această tablă groasă de 10 mm, să vedem cum se comportă cu electrodul de 3,2, având acești corespondenți aici. Avem un invertor de 200 de amperi, 220, 250 și un aparat de sudură de 200 de amperi, acesta este de 160. Încercăm așa la 120 de amperi, după care creștem puțin tensiunea să vedem dacă performează bine într-un material gros. Haideți să vedem ce avem la 120 de amperi. Cam așa arată. Pare bine, chiar mai bine puțin decât cel de 200 de amperi, dar bineînțeles că diferă de amperajul setat. Probabil aici am avut 110 la început. Aici la 120 arată așa. Și acum o să cresc. Și o să-l cresc la maxim, adică la 160. Care este recomandat pentru un electrod de 4 mm. Acum avem amperajul maxim. Așa arată cu 3,2 la amperajul maxim de 160 de amperi. Cred că 3,2 ar fi limita, să zicem, maximă de utilizare, dar depinde foarte mult de material. Spre exemplu, dacă ar fi să sudez eu acest material și n-aș avea foarte mult de umplut, aș folosi un electrod de 2,5 la un amperaj mai mare ca să aibă o pătrundere mai mare de atât.
Haideți să facem și un experiment în sensul acesta, să vă dați seama despre ce vorbesc. Deci avem un electrod de 3,2 aici, care are pătrunderea aceasta undeva la 5-6 mm. Și acum am un electrod de 2,5 la 160 de amperi. Aceasta este o sudură făcută cu un electrod de 2,5 amperi la un amperaj mare. Se poate observa că are o pătrundere mai mare decât cel de 3,2 în materialul acesta gros. Bineînțeles că într-un material mai subțire, cum am făcut testele de mai devreme, se poate folosi la amperajul normal ca să nu găuri materialul, pentru că oricum are o pătrundere mare. După cum ați putut observa, aparatul se descurcă foarte bine pentru un aparat de tip hobby, să-l numesc așa, pentru gospodărie. Zic eu că merită banii. Poți să-ți faci treaba cu el, poți să sudezi cu el, poți să ai chiar și mini proiecte, da? Să facem o balustradă din metal, să sudăm gardul, o poartă. Se poate face foarte bine, chiar dacă folosim electrozi de 2,5 sau puțin mai subțiri, de 2, de exemplu. Reglajul funcționează bine, ați văzut că nu am găurit tabla o singură dată până m-am învățat puțin cu el, dar după am făcut o sudură bună și rezistentă. Așadar, lăsați-vă părerea jos în secțiunea de comentarii, scrieți-mi ce părere aveți despre el și dacă credeți că mai este la modă un asemenea aparat de sudură clasic. Dacă vreți să aflați mai multe detalii despre el, în descrierea clipului vă las un link către hones.ro, unde găsiți toate detaliile de natură tehnică. O să caut un link către un magazin online unde îl găsesc la un preț mai accesibil și o să vi-l las și pe acela în descrierea clipului. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal, pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!